Achita nu este o rasă ușor dresabilă. Nu are nicio problemă. Ceva? El? Da. O, Doamne, ia să vedem. Ia să te vedem, mă. Ești gata? Zim. Uite-mă că e gata, mă. Ia, ia să te vedem. Vino cu acea. Cam așa ar putea să arate o lecție de dresaj cu un Akita Inu, nu, Cătălin? Da, da, aici. Ce faci acum cu el? Aici. Acum facem un pic de disciplină bazată pe atenție. Ok? Atenția în dresaj este foarte importantă. Ia, treci la pas. Bravo. Pas. La picior. Șez. Înapoi. Bravo. Ia, înapoi. Bravo, vizor. Înapoi. Bravo. Aproape. Ia, treci la pas. Pas. Stai. Culcat. Așteaptă. Bravo. Hai, aici. Bravo. La picior. Culcat. Mort. Așteaptă. Hai. Hai, sus. Stai. Bravo. Latră. 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 Aici. Stai. Bravo, șer. Treci înapoi. Hai sus. Culcat. Bravo, treci înapoi. Treci înapoi. Treci înapoi. Bravo, vine aici. Șez. Dă. Bravo. Și, apropo de motivație... Putem să-l aplaudăm? Se poate. De ce? Bravo! Uite-mă, e parte de aplaude. Ia, să te văd. Frumos. Oh, ce drăguț. Câteodată. Alea, nu-mi vine să cred. Vai. Bravo. 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 Hai, vine aici. Treci la pas. Ia uite. Înapoi. Bravo. Înapoi. Înapoi. Bravo. Liber. Uite, vezi? Un câine cu personalitatea lui este extrem de posesiv la resurse. Mingea este o resursă. Dacă m-aș duce acum să iau așa cu forța, ar spune stop. Dar ai avut dreptate când ai spus că trebuie să știi cum să te porți. Că am văzut că îi vorbești foarte calm, așa, foarte blând, cu un ton... Nu trebuie să arăți autoritate cu un câine. Dar este darnic, îți dă mingea înapoi dacă îl rogi? Mi-o dă, dar în anumite condiții. Am creat un joc. Ia, Takeo, ia uite. Hai, nici. Stai, ia uite. Șez. Bravo. Dă. Lasă. Bravo. Vezi? Și în schimb... Recompensa. Recompensă. De ce? Pentru că dacă aș vrea să o iau cu forță sau aș încerca să mă impun, deja s-ar simți într-un conflict cu mine. N-am mai face echipa, am fi doi oponenți pentru aceeași resursă și eu nu vreau. Vreau să-l am parte din echipă. Bravo. Da, dacă vrem să-l pupăm, e pupăcios? E pupăcios cu mine. Atât? Adică cu cine știe foarte bine? De obicei sunt pupăcioși cu cei pe care îi cunosc. Ok? Pentru străini ar fi mai bine cel puțin... Străinii ar trebui doar să se limiteze la a-i privi. Da. Ai admira, pentru că sunt într-adevăr niște câini foarte interesanți, însă n-ar trebui să se bage prea mult în sufletul lor, pentru că ei țin mai mult cu familia, știi? Și atunci, respectând treaba aceasta, lucrurile se rezolvă de la sine. Este absolut superb acest câine. Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru că ai venit în această dimineață. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Takeo. Cu Takeo. Unde te putem găsi, Cătălin? Da. Pentru mai multe informații, întrebări legate, păi poate și de alte. Sunt pe Instagram, Cătălin Cornea Dog Training și sunt pe Facebook, bineînțeles, Dresaj Canin Cătălin Cornea. Este o pagină în care arigato. Eu exprim tot. Arigato, Takeo. Arigato. Mulțumim tare mult. Ia, zi și tu ceva. Hai, zi. Așa. Mulțumim tare mult.